Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 6. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut trimițind pe îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui, care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Spunea fratele Daniel despre conflictul dintre Rusia și Ucraina. Și se vorbește lumea întreagă despre acest conflict. Și mai mici ceva, cineva săptămâna aceasta îmi spunea că câteva familii, dar în jur de 20, 30, poate și mai multe persoane, au invadat în Boierile, sunt multe, nu știu dacă ați auzit. Și au mers acolo și comuna de acolo, primăria de acolo, i-a dat un loc unde să stea. Și atunci m-am gândit, uite că acum oamenii lui Dumnezeu poate să facă un bine. Să-i primească în casă, să le dea o mâncare caldă și să îl mărturisească pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor. Și Dumnezeu să lucreze. Nu este ușor. Atunci când este război, nu este ușor, dar spunea cineva că niciun fir de păr nu ne cade din cap fără știre lui Dumnezeu. Amin. Și este așa. Dumnezeu îngăduie toate lucrurile pentru că este Dumnezeu și El face ce vrea și coordonează totul să vi se fie numele Lui. De aceea, așa cum se auzea, haide să ne rugăm și să ne rugăm cu inima ca Dumnezeu să lucreze. Și scopul lui Dumnezeu dintotdeauna a fost ca să îl aducă pe om la cunoștință că El are nevoie de Iisus Hristos, are nevoie de Fiul lui Dumnezeu ca să se împace cu Dumnezeu. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbim, să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri importante pentru noi, copiii lui Dumnezeu, pentru noi care am făcut un legământ cu Dumnezeu. Și mesajul din această dimineață pentru noi fiecare este preoț al lui Dumnezeu. Auziți? Preoț al lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem preoți al lui Dumnezeu, dar dintre preoții aceștia, Dumnezeu a ales niște oameni. Unul și el, care este un preot, unul care este conducător de biserică și trebuie să ne respectăm unul pe celălalt, pentru că Dumnezeu alege și El face ce vrea și în privința aceasta, slăvit să fie numele Lui. De aceea, este important să înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu că noi avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea copiilor noștri, copiii față de părinți, avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu față de viața noastră pe care o trăim în trupul acesta. Nu este ușor. Pentru că trupul acesta, carnea aceasta este împotriva lucrurilor lui Dumnezeu. Și de aceea noi avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu care să ne lumineze, care să ne învețe cum să trăim pe acest pământ în fiecare zi. Spuneam de multe ori
că este o vreme când deja oamenii te privesc cam rău atunci când spui că ești un copil al lui Dumnezeu sau spui că mai crezi în Dumnezeu. Așa că în această dimineață să înțelegem că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mi-a făcut preoți. Și preotul, așa cum știm din Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, intra odată pe an în locul preasfânt. Și în fiecare zi intra în cortul întâlnirii să mijlocească pentru oameni. Deja în Noul Testament vedem un nou legământ pe care Domnul Iisus Hristos l-a înființat odată pentru totdeauna. Adică El odată pentru totdeauna a murit pentru păcatele și fărdelegile noastre și așa cum am auzit, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru fiecare dintre noi, pentru că toți greșim și toți păcătuim. Și dimineața aceasta este Iisus aici ca să ne ierte, ca să ne curățească. Voi credeți că pe chime preoții care intrau în locul preasfânt nu erau păcătoși? Ba da, pentru că trebuia să aducă întâi pentru ei jertfă și apoi pentru întregul norod. Dar pentru noi, frați și surori, pentru Biserica Maranata și pentru Biserica de pe întreg pământul, a murit Iisus Hristos odată pentru totdeauna și aș vrea să prețuim lucrul acesta. Aș vrea să prețuim în fiecare zi, nu doar când avem cina Domnului. Știți, atunci când este cina Domnului, cei care vin la casa lui Domnului, nu este greșit. Dar dacă viața noastră nu este o trăire cu Dumnezeu în fiecare zi, s-ar putea să o luăm pe degeaba. Dar așa ca în această dimineață Dumnezeu să ne întărească. Dumnezeu să fie de partea noastră și să ne dea putere ca în fiecare zi să trăim cu El. Dacă noi suntem preoți al lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că este un mare preot. Și marele preot, așa cum știți și cred că știți fiecare dintre voi, este Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Noi suntem preoți, da, dar marele preot este Domnul nostru Iisus Hristos. Un mare preot care are milă, ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Știți de ce? Pentru că și El a trăit în trup și a avut ispite, au venit oamenii și l-au deranjat, au venit oamenii mari, religioși, care erau religioși pe din afară, dar inima lor era murdară, dar acest mare preot a fost fără păcat. Acest mare preot, acest Iisus, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, El n-a păcătuit și El știe că noi avem slăbiciuni. El știe că noi cădem de multe ori. De aceea aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 4. Să citim de la versetul 14. Evrei, capitolul 4. Să citim, să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, adică în credința noastră în Iisus Hristos. Versetul 15. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Versetul 16. Să ne apropiem. Fiecare dintre noi să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dacă ai nevoie de Iisus astăzi, nu mâine. Dacă astăzi ai nevoie de Iisus, apropie-te de El. Pentru că Iisus este în biserică și El este pentru noi aici. Pentru că noi avem nevoie, noi avem probleme, noi avem căderi și suntem aici pentru ca Domnul Iisus Hristos, Marele Preot, să ne ridice, să ne întărească și să ne îmbrace cu puterea Duhului Sfânt. În Evrei, capitolul 2, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește versetul 17 și versetul
18. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos. Un mare preot milos și vrednic de încredere. Adică Iisus este vrednic de încredere. Omul nu este vrednic de încredere. Ca să facă ispășire pentru păcatele norodului, adică pentru toți oamenii. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți și de multe ori credem, haide să recunoaștem. Și de multe ori știm că este păcat și o facem. Dar omul care se recunoaște și îi pare rău și luptă în inima lui ca să nu mai lucrească, acelea Domnul Iisus Hristos îi dă iertare, slăvit să fie numele Lui. Preoța lui Dumnezeu și preotul trebuie să se lupte în fiecare zi să ai o viață sfântă și curată înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum ați auzit, nu este ușor. Într-o lume murdară, într-o lume unde din toate părțile suntem ispitiți și poate chiar loviți, nu este ușor să stai aproape de Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem aceasta. Și atunci când recunoaștem acest mare preot, care este Iisus Hristos, va veni și ne va ajuta, pentru că El este plin de milă și de îndurare. Iisus, ca mare preot, s-a jertfit pe sine însuși pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Iisus Hristos, ca mare preot, s-a jertfit pe sine însuși odată pentru totdeauna. Evrei, capitolul 10. Dacă citim de la versetul 19, spune cuvântul lui Dumnezeu, astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, adică în prezența lui Dumnezeu. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din între, adică prin trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, fiecare dintre noi, să ne apropiem cu o inimă curată, Dumnezeu să ne ajute, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ne apropiem în această dimineață cu toată încrederea de Iisus Hristos. Avem aceste elemente și prin credință noi credem că Domnul Iisus Hristos, odată, acum 2000 de ani, a murit pentru păcatele și fărdelegele noastre. Și dacă astăzi suntem lângă Dumnezeu, este că Iisus Hristos a avut milă de noi, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Suntem noi preoți ai lui Dumnezeu? Ce fel de preot ești tu în casa ta, în societate? Noi suntem chemați să avem o viață sfântă și curată. Și să vadă oamenii că noi suntem diferiți, că altfel n-are niciun rost să fii creștin. Ca să fii creștin, ai nevoie de Iisus Hristos. Ai nevoie ca El să te ridice, ca El să-ți dea încredere, ca El să-ți mărească credința și Dumnezeu să ne mărească credința în această dimineață fiecăruia dintre noi. Am citit că prin Iisus Hristos avem intrare slobodă, adică intrare liberă la Dumnezeu. Noi stăm de vorbă direct cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, vă dați seama. Atunci când noi ne închinăm lui Dumnezeu, atunci când noi stăm în rugăciune sau lăudăm prin cântare, noi direct îl lăudăm și ne rugăm lui Dumnezeu. Și El este lângă noi, slăvit să fie numele Lui. El este în adunare. Acolo unde doi sau trei se adună în numele lui Iisus Hristos, El este prezent. El este lângă tine. Dacă îți deschizi inima și ai și recunoști în inima ta, ai nevoie de El. Evrei, capitolul 9, dacă citim de la versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea,
preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea dintâi al cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot, adică marele preot care intra o dată pe an în locul preasfânt, o dată pe an și nu fără sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele de neștiință ale norodului. Prin aceasta Duhul Sfânt arată că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Aceasta era o însemnare pentru vremurile de acum, pentru vremurile de astăzi, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos, adică Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, adică în prezența lui Dumnezeu direct, Domnul Iisus Hristos. Nu cu sânge de țap și de vitei, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei închinați îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte care ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu. Adică prin sângele Domnului Iisus Hristos, fraților, Dumnezeu ne curățește cugetul nostru care este murdar și trebuie să o recunoaștem. Și când recunoști lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos te curățește și îți dă o minte nouă și sănătoasă care vine de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea o minte sănătoasă și să înțelegem că ce avem nevoie de Iisus Hristos în viața noastră, ca mare preot. Noi suntem preoți și fiecare dintre noi și-au din de multe ori vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu față de viața pe care am avut-o, pentru că noi am făcut un legământ cu Dumnezeu și am zis că îl vom sluji. Și atunci când tu păcătuiești cu voie și îți place să păcătuiești, s-ar putea să-ți pierzi mântuirea. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în această dimineață și să ne ajute să fim adevărați preoți al lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Ce fel de preot ești tu? Noi suntem chemați să fim o preoție sfântă. Haideți să citim Apocalipsa, capitolul 5. Să citim versetul 9 și 10. Ascultați și spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să-i cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice nație, din orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Ești un preot al lui Dumnezeu și sunt un preot al lui Dumnezeu și trebuie să trăim o viață sfântă și curată cu ajutorul lui Dumnezeu. Singur nu vom putea, singur nu vom reuși, ci avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se spunea că poate vor veni vremuri grele și vor veni. Sigur vor veni vremuri foarte grele. Foarte grele. Dar pentru noi nu pot fi grele. Pentru că cu noi este Iisus. Da. Pentru că cu noi este Cel care este un mare preot, care are milă de noi, să vii să fie numele Lui și să ne credem în El, să ne punem toată încrederea mea, tinerii, mai ales astăzi, nu este ușor la școală. Poate dacă le spui că ești creștin și crezi în Dumnezeu, ceilalți vor face joc de tine. Nu trebuie să ne fie rușine pe Iisus. Eu trebuie să-L mărturisim. Acolo unde nu este rușine, acolo este Dumnezeu. Acolo unde nu este rușine să lauzi și să slăvești pe Dumnezeu, acolo este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Noi suntem chemați să fim o preoție sfântă, chemați să luptăm, să ducem o viață sfântă și curată. 1 Petru, haideți să citim din cuvântul lui Dumnezeu.
1 Petru, capitolul 2, să citim de la versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, suntem zidiți de Iisus, prin sângele, prin jertfa Lui, ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Prin cine? Prin tine? Prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Prin El facem noi fapte bune. Pentru că bun este unul singur. Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi suntem răi. Și ca să faci fapte bune, pentru că mulți oameni fac fapte bune. Spunea un verișor de-al meu din Austria, am stat de vorbă cu un om milionar. Și el vrea să-i arate că El este copilul lui Dumnezeu și ajută săraci și așa mai departe. Și el în inima lui zicea, asta nu e curios de nimeni. Stai plin de bani. Și spunea omul acela, știi ceva? Eu în fiecare an dau 100.000 de euro la oameni care n-au ce să mănânce. Dar nu ajunge, fraților. Nu ajunge. Că noi lucrurile acestea trebuie să le facem prin Iisus Hristos și apoi sunt primite. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar tot ce facem, să facem prin Iisus Hristos. Și cei din jurul nostru vor simți lucrul acesta, vor simți puterea lui Dumnezeu. Chemați să ducem o viață sfântă, să ducem o viață curată, să rodim pentru Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că roada Duhului este. Ce este roada Duhului? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, facerea de bine. Aceste lucruri trebuie să le rodească copilul lui Dumnezeu. Omul născut din nou, aceste lucruri le rodește. Și nu le rodește El însuși, le rodește Iisus Hristos prin tine. Dumnezeu să le binecuvânteze. Ce fel de preot ești tu? Când Isaia spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii de rând, preoții din vremea aceea, curau, mințeau, curveau. Ce fel de preot ești tu? Pentru că vine o zi care fiecare dintre noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog, și îmi doresc foarte mult ca toți să fim ancorați în Iisus Hristos. Și să nu păcătuim. Și să-i cerem lui Dumnezeu putere. Pentru că marele preot care este Iisus Hristos are milă de slăbiciunile noastre și ne iartă și ne curățește și în dimineața aceasta, de aceea suntem în locul acesta, ca El să ne curățească, ca El să curățească cugetul nostru, inima noastră și să ne ancorăm în Iisus Hristos, preoța lui Dumnezeu. Noi suntem preoța lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, că El ne-a făcut preoți și fiecare dintre noi suntem preoți. Și așa cum am spus, te vei întreba, oare chiar sunt preot? Da, dar fiecare preot are chemare de la Dumnezeu. Puterul pe care Dumnezeu îl vrea. Și noi trebuie să ne supunem la lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Și apoi, ultimul gând, și aș vrea să închei, ești chemat să slujești și să-L mărturisești pe Iisus Hristos cu vorba, cu inima normal și apoi și cu cuvântul, cu vorba, să-L mărturisești cu vorba. Normal că nu avem curajul să-L mărturisim, dacă nu avem o viață trăită cu Dumnezeu. Omul care trăiește cu Dumnezeu, omul care umblă cu Dumnezeu, omul care este un preot al lui Dumnezeu, îl mărturisește pe Dumnezeu vecinului, patronului și oricui, are ocazia să-L mărturisească. Suntem chemați și de aceea a murit Iisus Hristos. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Cine are nevoie trebuință de doctor? Pentru că preoții îl judecau, îl condamnau, că stătea la masă cu toți oamenii murdari, păcătoși. Cine, fraților, are trebuință de doctor? Noi avem trebuință de doctor? Nu, cei păcătoși. Și noi, prin viața noastră, putem să-L mărturisim pe Iisus Hristos. Ce fel de preot ești tu? Ești un preot care îl mărturisești pe Iisus? Ești un preot care îl mărturisești pe Domnul Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Mare preot, să nu uităm că este Iisus Hristos, care a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, adică direct în prezența lui Dumnezeu și a dus trupul Său, a dus sângele Său ce sunt pentru păcatele și părtelegina. Și noi suntem mântuiți prin sângele și prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și
Al doilea cânt pe care l-am avut, să fim cu adevărat pilota lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin.